O tradiție veche de peste 100 de ani a reunit sâmbătă, în ziua de bobotează, locuitorii comunei Muiereasca pentru a alege junele din acest an. Acesta are misiunea de a-i reprezenta pe tineri în relația cu autoritățile locale și cu biserica. Totul s-a petrecut într-o atmosferă de petrecere, alături de numeroși artiști de muzică populară acompaniați de rapsodia vâlceană. În data de 6 ianuarie, o tradiție veche de sute de ani, alegerea junelui a avut loc în localitatea vâlceană Muiereasca. Acest eveniment important pentru întreaga comunitate a avut loc la Căminul Cultural din satul Muiereasca de Sus, unde primarul Ion Ungureanu le-a dat întâlnire tuturor pentru a se bucura de spectacolul oferit de numeroși artiști de muzică populară ai județului, acompaniați de rapsodia vâlceană. Vreau să mulțumesc orchestrei Rapsodia Vâlceană pentru că ne-a încântat în seara aceasta și artiștilor care au avut un program special pentru noi, pentru comuna Muiereasca, pentru locuitorii și pentru dumneavoastră. Și vreau să le mulțumesc din suflet pentru că au participat aici alături de noi, pentru că bineînțeles, mai avem și niște prieteni care sunt alături de noi în seara aceasta și le mulțumesc și lor că sunt alături de noi la această sărbătoare, la această tradiție pe care noi ținem cu tot din adinsul să o păstrăm așa cum a venit ea din urmă. Cred că așa cum știm din monografia acestui obicei, alegerea de june, dăinuie în timp de peste 120 de ani. Știți bine că noi am lansat și o monografie acestui obicei, acestei tradiții strămoșești și s-au făcut anumite cercetări. Din câte știu și așa cum s-a prezentat și în această monografie, această tradiție s-a păstrat chiar și pe timpul războiului. Evenimentul s-a încheiat cu alegerea junelui, o selecție a localnicilor dintre candidații apți și dornici, care și-au dorit să ocupe acest statut important pentru localitatea Muiereasca, dar și pentru continuarea tradiției. Tradiția a continuat și în dimineața zilei de duminică, unde tot satul a participat la slujbă, iar junele ales a fost învestit cu prerogativele sacre preotești, inclusiv acelea de a boteza oamenii locului. Până anul viitor, când va preda ștafeta altui tânăr, acesta are misiunea de a-i reprezenta pe tinerii din comună în relația cu autoritățile locale și cu biserica.